Ca de fiecare dată pe grabă, haideți fetelor că întârziem la tenis! Chiar mă uitam. Domnișoară? Până unde? Am avut grijă, să nu se vadă că era în chiloței. Da, ce freză, da, doamna, mai, da, po. Așa stau eu în casă, nu faci obișnuit. S-a filmat deja video nou, mergeți acolo, Ela Popescu pe YouTube. Noi ne grăbim să mergem la tenis, ne vedem din mașină, pa! Și-am plecat! O basculăm și pe Luța repede aici la mall. Da. Are chestii de făcut. După... Ce vrei și tu la mall? Să fur. Să furi? Nu de-ai auzit-o asta, că la noi în familie nu s-a furat niciodată nimic. Cât timp stau eu să o aștept pe Eva, după care mergem să o luăm pe Eliza de la grădiniță. Va ajunge doamna timpul? Mi-ajunge. Mereu zice că ea ajunge și de fapt ne ajunge. Să mai vrea și mâine la mall. Băi, de fiecare dată veneam și eu filmam pe Eva spre finalul antrenamentului, când era obosită și de-abia mai avea chef să lovească. Am zis să vin un pic mai devreme să iau niște cadre cu ea. Mi-am lăsat geaca acasă și mi-am un pic cam frig, așa că o să dansez un pic prin jurul terenului pe aici până termină, că mai are vreo 20 de minute. Hai repede să strângem mingile, să mai ai timp să mai joci. Hai. Păi, sunt și mingi acolo. Îmi plăcea mie să strâng mingile când eram mic. Acum îmi place, că mă încălzesc. Hai că am strâns repede mingile ca să apuc să joc cu picul Eva până vine domnul antrenor de la mașină. Hai, drăguțul, lasă vorba sus în mașină, că am înghețat de frig. Hai să recuperăm fetele de la grădiniță și de la mall. Să ne reunim cu toții și să mergem acasă, că mi s-a făcut foame de la cât tenis am jucat cu tine. În sfârșit m-am jucat și eu un tenis, așa bine. Mai e până la meciul oficial Tati versus Eva, care o să fie vara. Vara viitoare, până vara viitoare o să fii tot. Vara viitoare sunt... O să ai 9 ani jumate, o să mai ai antrenamente la activ, o să mă bați, sigur. Dar este iarna, o să, adică e iarna ziua mea. Păi și jucăm la vară, care o să fie după ziua ta, deci o să ai 9 ani jumate. Hai, gata. Bine. Let's go. Acest pariule de acum. Eu nu știu cât de bine o să mă descurc. O să te descurci extraordinar. Cine vine? Mami! Am recuperat toate fetele. Cum? Am recuperat pe toată lumea, gata. Una, două, trei. Să vă număr să mă asigur, e bine. Da. Și cu povul 4. Familie completă. Hai acasă. Eu mi-am luat și mie o cafea? Nu, mă, da, și angerași și tu câteodată și îți faci joculețe drăguțe, cum ești și acum, fără să mă bagi în seamă, fără să te intereseze de noi. Și câteodată îți cresc așa niște cornițe pe aici. Așa? Am dreptate sau n-am dreptate? Nu? Vezi unde ai capul de masă, ai grijă. Azi cum ai venit cu părul de la grădiniță? L-ai mai băgat în ciorbă? Da. Bravo.
Mă supăram tare dacă venea iar cu părul plin de ciorbă. Mai ales acum după ce o spăl. Următoarea zi dacă o văd că își bagă ceva în păr, mor. Nu că am o problemă cu faptul că le spăl pe păr. Dar uscatul, acolo e problema. Când începe și la Eliza să dureze din ce în ce mai mult sosul pe păr, că îi crește părul și se îndesește și... O să am și eu în curând problema asta. Hei! În altă ordine de idei, oprim vlogul. Pentru că mi-am downloadat un joc nou. Cu ocazia live-urilor pe care le facem pe canalul celălalt. Link în descriere dacă nu v-ați abonat deja. Și... Vreau să mă joc pe live, un joc horror. Și dacă îmi place o să ne mai jucăm. Așa că băgați un subscribe acolo și un like aici și ne vedem mâine cu nou vlog. Zile Ela. Zile doamna Ela. Ciao.